Am ajuns la cheia numărul 3. Îndepărtează-ți blocajul și mergi înainte. Suntem blocați? Întotdeauna apar blocaje. De fiecare dată, de multe ori, când vrei să faci ceva, te împiedici, nu-ți ies lucrurile. Ceva te ține în loc. Și de cele mai multe ori, eu cel puțin, și când lucram cu atâția antreprenori, căutam strategii, căutam acțiuni concrete, să mai fac un sales funnel, să mai fac o reclamă pe Facebook, să mai fac chestiuni pe care le învățasem să fac și care funcționaseră în trecut. Dar acum, de ceva vreme, nu mai funcționează. Deci, metodele clasice de a depăși un obstacol dau rateuri din ce în ce mai mult. Așa că de aceea avem nevoie de alte metode de a depăși blocajele și obstacolele. Da, eu aș spune că suntem blocați și atunci când considerăm că totul este perfect și că e minunată viața noastră, pentru că deja ne limităm. Deci aceste blocaje, cum le-am numit noi, pentru a merge înainte și a ne expansiona mai mult, se referă la ceea ce se opune în a ne cunoaște mai mult pe noi, în a manifesta mai mult din cine suntem noi, așa cum suntem noi creați. Și nu cred că am ajuns la această plenitudine, la această conectare cu plenitudinea ființei noastre pe care să o și manifestăm, pentru că dacă ne uităm în jur, observăm că viața nu ne arată acest lucru. Și atunci, evident, sau cu siguranță că sunt blocaje multe. Deci avem multe blocaje de depășit, blocaje interioare umane. Deci nu este suntem oameni, deci recunoaștem partea umană din noi. Dar recunoscând-o nu înseamnă că nu asumăm în totalitate, ne asumăm că suntem oameni, dar eu cred din ceea ce eu cunosc în acest moment, că este timpul să ne asumăm și acea parte de divinitate, de măreție, de valoare interioară și care necesită o altă abordare interioară, mentală, emoțională, cunoaștere mai multă. Depresia este un blocaj? Depresia este o stare în care se ajunge datorită unor blocaje. Deci e o stare, deja e o vibrație joasă care necesită intervenția sufletului în primul rând, a credinței tale. Deci e nevoie să te ridici de acolo și să recunoști că nu așa îți dorești să treci mai departe. Deci e nevoie să afirm, să declar că tu nu ești acela. Ce fel de blocaje pot să existe? De la blocaje din sfera materială, deci blocaje în toate sferele vieții. Hai, da? Deci dau eu concret aici. Dă-le tu concret. Uite, îți dau un exemplu. Eu știi că sunt omul care a adus Facebook în România, conceptul de sales funnel, online marketing. Oamenii spuneau că sunt cel mai bun expert pe partea de online marketing din România. Și cu toate acestea, eu aveam comentarii negative pe Facebook, aveam recenzii negative, aveam oameni care săreau la gâtul meu și reclamele mele aveau un randament mult mai mic decât reclamele altora pe care eu îi învățam cum să le facă sau pe care noi le făceam pentru alții. Cum te simțeai când? Îți dai seama că era nașpa. Și de ce? Pentru că eu aveam convingerea că nu pot să creez o relație credibilă în piață, în online. Și atunci era pa. Tot ce făceam eu în online nu avea cum să funcționeze când subconștientul meu mă ținea în loc, mă trăgea în spate. Pot să-ți dau exemple N. Un altul a fost, chiar am râs la el, că mi-am dat seama că aveam convingerea că oamenii nu-și doresc ce ofer eu. Ori poți să stai și în cap să oferi cel mai bun produs sau serviciu la cel mai bun preț, dacă tu ai convingerea că oamenii nu doresc ce oferi tu, gata. N-ai cum să-l vinzi. Da. Bun. Cum se deblochează un om? Ce mecanisme sunt? Cum? Noi avem... Noi, eu vorbesc de noi acum, pentru că împreună construim programe, construim instrumente, sunt și instrumente de sine stătătoare, dar sunt și programe. Dar un om se poate debloca, să spunem, din momentul în care, sau din zona în care el se află acum, în prima fază printr-o alegere.
Deci baza este a-ți accepta blocajul, că de cele mai multe ori nu-l recunoști că există, și a face alegerea să-l depășești, să mergi cu un pas înainte spre o altă intenție, spre o altă dorință de-a ta. Practic să te ridici de acolo de unde ești și să înțelegi că tu poți mai mult și poți să trăiești viața altfel decât o trăiești acum. Hai să-ți dau un exemplu cum mi s-a întâmplat. Printre altele fac și investiții în criptomonezi. Și avem un grup cu prieteni de-ai mei internaționali și avem și un grup pe WhatsApp. Și mă rog, schimbăm informații, strategii, ne ajutăm unii pe alții. O prietenă de-a mea dispăruse din comentarii din acel grup de o săptămână, mai bine de o săptămână, și am trimis un mesaj și am zis: hei, ce faci, ești ok? Și m-a sunat: nu sunt ok, că au explodat toate, că idiotul ăsta de prieten al copilei mele, al fetei mele, uite că face aia. El e tâmplar de meserie și nu vrea să... așa l-a vacanța. Pur și simplu, fata mea muncește 15 ore pe zi și el și-a luat vacanță o săptămână, că nu mai are chef să muncească. Nu vrea să meargă în contractul ăla pentru că e prea departe. Nu vrea să facă aia pentru că... vrea să facă și vegetarian din bebelușul lor, care are de-abia numai 6 luni. Era foarte... Și am ascultat-o, după care întrebarea mea de bază a fost: vrei să rezolvi situația sau vrei să te plângi în continuare? Și am mai mers cu un rând de să scoată din ea tot ce era. După care i-am spus: ok, tu realizezi că tot ce se întâmplă acum este pur și simplu un cadou pentru tine, ca să te facă să te uiți în interiorul tău. Este multimilionar, milionar, este frumoasă, este deșteaptă, are 7 case, are absolut tot ce-ți dorești. Conduce super Porsche, dar e singură. Și și-a stabilit și am ajutat-o să meargă în direcția de a avea un partener de viață, un iubit, soț, prieten. Și acum i-a venit acest blocaj cu prietenul fetei ei. Acest blocaj este de fapt un dar imens de la Univers, care îi arată ce e de schimbat în ea, ca să poată să devină femeia care să poată să aibă relația pe care și-o dorește cu omul pe care și-l dorește. I-am explicat lucrul ăsta și zice: lasă-mă că eu, tot din Europa de Est a venit la Londra, lasă-mă că m-am reinventat deja, că a trebuit să scap de convingerile alea proaste din Europa de Est, vecină cu noi, ca să pot să trăiesc aici și să fac bani aici și să-mi fie bine aici în Londra și să am succes aici. Nu vreau să mă mai reinventez, nu vreau să mă mai schimb. Zic eu: nu ți-am sugerat nici să te schimbi, nici să te reinventezi, doar să te cunoști pe tine. Atât. N-am mai zis nimic. Omul trebuie să aleagă. Vrea să se plângă, să dea vina pe alții, să zică ce idiot e ăla, sau guvernul, sau statul, sau eu știu care? Sau accepți că orice ți se întâmplă, orice blocaj sau situație, este un dar din Univers ca să poți să rezolvi ceva din interiorul tău? Cum să mergi înainte? Cu încredere. Înainte, de fapt, e să-ți trăiești viața într-un mod în care până acum n-ai trăit-o și să-ți permiți, practic, să fii mai mult din cine ești tu cu adevărat. Dar pentru asta, din nou, este nevoie să stai cu tine, să te asculți pe tine, pentru că altfel nu vei ajunge să te conectezi cu forța ta de viață, cu puterea ta interioară.